Târgujenii care stau într-o locuință de tip ANL de minim 5 ani au acum posibilitatea să devină din chiriași proprietari. Surpriză însă, dacă până acum toată lumea voia să cumpere aceste locuințe, în momentul în care a devenit oficial, doar o singură persoană care locuiește în acest bloc a devenit din chiriași proprietar, cumpărându-și locuința în care stătea cu chirie. Principala problemă din cauza căreia chiriașii nu s-au grăbit să depună documentația în vederea cumpărării locuinței are legătură cu banii. Prețul unei astfel de unități locative este cuprins între 18 și 20.000 de euro. El este stabilit de Agenția Națională pentru Locuințe. Trebuie subliniat faptul că cei care au impus prețul de cumpărare la ANL-uri au fost cei de la ANL București, Agenția Națională de Locuințe. Este un preț la nivel național. Ce poate primăria Târgu Jiu să facă? Să mai calculeze amortizări, asta în funcție de vechime, în funcție de zonă, pentru că este o diferență între zona Dacia sau zona Plopilor, de exemplu, și bineînțeles în funcție de suprafețe, pentru că sunt și garsoniere, dar și apartamente. Banii obținuți din vânzarea locuințelor ANL vor fi folosiți la construcția altor astfel de unități locative.